Bună dimineața și bine v-am regăsit, dragii mei, aici la Deale Dimineții, la Hunedoara 1 TV. Am lipsit câteva zile, dar am lipsit motivat. Singura parte frumoasă e că, uite, m-am întors și ne-am întors. Bună dimineața, Rosi, suntem aici în echipă completă, așa cum ne-am obișnuit. Și vreau să vă mulțumesc, dragii mei, tuturor. A fost o problemă minoră de sănătate, nu a mea personală, a cuiva din jurul meu. Vă mulțumesc pentru toate cuvintele frumoase, pentru mesajele de susținere pe care mi le-ați dat și să știți că face foarte mult atunci când ai un gând care te macină și vezi că oamenii sunt alături de tine. Și vă mulțumesc din tot sufletul și cu aveți toată prețuirea mea pentru toate gândurile pe care mi le-ați trimis și, bineînțeles, pentru rugăciunile care le-ați trimis la Dumnezeu pentru ca lucrurile să se așeze și s-au așezat. Și uite că suntem aici, bine sănătoși toți și vă mulțumesc încă o dată. Și sper să fie așa de bun augur și să începem ziua cu fapte bune, dragii mei, că atunci când faci lucrurile cu dăruire și când lucrurile vin din suflet și vin cu atâta simplețe și vin așa parcă de la sine, să știți că tot ce e în jurul nostru se schimbă, se curăță. Și vorbim despre curățare în această dimineață. În primul rând de curățarea sufletelor, pentru că atunci când facem fapte bune avem așa o energie pozitivă și totul parcă în jurul nostru, chiar dacă e toamnă, înflorește. O astfel de persoană este alături de mine în această dimineață. Foarte mulți dintre dumneavoastră o cunosc deja pentru că o văd și au văzut-o de foarte mulți ani, deși e foarte tânără, dar de foarte mulți ani. Invitata mea dăruiește, dragii mei, Diana Diniș, spusă Didi. Bună dimineața, Didi! Bună dimineața! Mă rog de tine de vreo 2 ani de zile să vii la matinal și în primul sezon la Super Dimineața, dar ție ți-a plăcut anonimatul. Mereu ai stat cumva un pas în spate, în spatele camerelor de luat vederi. Dar eu te-am cunoscut printre primele persoane când am început să ies pe teren. Și mi-aduc aminte, primul om care mi-a vorbit despre tine este domnul Fabius Chiseli, era prefect la acel moment, era foarte mândru de tine, mi te-a descris în niște cuvinte pe care nu o să le uit niciodată. Felicitări pentru tot ceea ce ai făcut, ce faci. Mulțumesc. Și sunt convinsă că nu o să te lași și că o să fii în continuare prezentă. Mulțumesc. Diana, îl salutăm pe tatăl tău în prima dată și toată echipa de acolo, de la Băița, de la primărie. Okay. Și pe viceprimarele, pe domnul Iovan, dacă nu greșesc, și vrem să venim să mai mâncăm niște gulaș sau ce a făcut voi acolo la cazane, că tare bună mâncare acolo la voi la Băița. Da. Ai trecut de emoții? Am trecut cât de emoții. Mi-ai aruncat niște nume la care eu țin foarte mult și mi-e tare drag și mi-ai dat un pic emoții mai multe, dar o să încerc să trec peste asta. Sunt oameni care te iubesc, Diana. Da, da. Și respectă și te-au susținut în tot ceea ce tu ai făcut. Așa este, este reciproc oricum, da. Începem cu Let's Do It și vreau să mă înveți pe mine. Mulți știm, ajungem la Avram Iancu, știți că e vorba aia lui Avram Iancu, no gata, no hai. Există varianta engleză, let's do it, să facem ceva. Foarte frumos, am văzut eu pe Google probleme, bă, că ăla mă ajută pe mine să rezolv unele probleme. Din 2009 parcă a început, dacă da, nu greșesc. Da, din 2009 a început în Estonia, unde un grup de voluntari a decis că
să aloci o zi în an în care toată lumea să facă curățenie. De la mic la mare, fiecare în comunitatea de care face parte va pune osul la treabă și va face curățenie. Eu sunt coordonator în județul Hunedoara din 2018. Printr-o întâmplare am ajuns aici. Sunt foarte mândră de ceea ce am reușit, fără să fiu poate arogantă, dar chiar sunt mândră de ceea ce am reușit an de an și când văd că numărul de voluntari și de oameni implicați crește. Și un lucru care s-a întâmplat un lucru foarte bun care s-a întâmplat anul acesta, numărul de saci au scăzut. Voluntarii au crescut, iar numărul de deșeuri strânse au scăzut. Asta demonstrează că încet, încet, om cu om, poate, după ce începe să participe la astfel de acțiuni, înțelege că nu mai trebuie să arunce pe jos, înțelege că trebuie să pună mâna la o comunitate mai curată, atât în exterior și cât și în interior, că asta este voluntariatul, te învață și în exterior și în interior cum să gestionezi situațiile. Diana. Da. Scrie acolo la tine pe Facebook, așa, pagina ta de Facebook. Noi suntem live, dragii mei, și pe Facebook și pe YouTube. Cu așa. Stați un pic, avem o problemă cu sunetul și mergem mai departe. Iarăși e problemă. Ia zi. Gata? Adrian Mureșan e deja alături de noi. Bună dimineața, o zi frumoasă tuturor. Mulțumim, Adi, și mulțumim că ești alături de noi ca în fiecare dimineață. Sunt foarte convinsă că încet, încet și ceilalți vor intra alături de noi în live. Vreau să merg pe pagina de Facebook a Dianei și mi-a plăcut așa. Aici la un moment dat tu ai scris o postare, ai făcut o postare, ți-ai schimbat coperta și scrie: fă ceea ce îți place cu adevărat și nu vei mai munci nicio zi din viața ta. Un citat de Confucius, dacă zic bine. Da, așa. Diana, de ce să faci curățenie acolo unde tu nu ai făcut mizerie? Mi se pare corect să ne curățăm, ar spune cei mai mulți dintre oameni. Eu fac curățenie acolo unde am făcut mizerie sau nu fac nimic în orașul meu pentru că plătesc impozit. Asta aud cel mai des. Da. Să vină SPIGM-ul să sape, să facă că eu plătesc impozite la primărie. Corect până la un punct, să spunem așa, dar de ce să faci curățenie acolo unde tu nu ai făcut mizerie? Și te întreb pe tine, nu pe tine neapărat, tu stai între voluntari de foarte mulți ani. Ce-ți spun acei tineri care vin alături de tine și nu doar tineri, că am văzut că ai și oameni maturi, da, care plătesc impozite și totuși vin, uite, mulțumesc pentru poze, Rosi, și totuși vin alături de tine. Ce-ți împărtășesc ție oamenii? Ce-ți spun? De ce vin să facă curățenie? O să încep prima dată cu meseria mea. Așa. Eu sunt inginer de mediu. Așa. Am terminat facultatea la Timișoara și înțeleg foarte bine toate aspectele care țin de curățenie și de deșeuri abandonate și așa mai departe și de infrastructură. De ce să faci voluntariat? E alt citat care mie îmi place foarte mult, e: fi schimbarea pe care o vrei în lume. Eu nu sunt genul de persoană care stau pur și simplu și aștept să vină cineva să-mi facă ceva. Mă străduiesc foarte mult să pun osul și să fac o schimbare acolo unde pot și unde timpul îmi permite și posibilitatea. Și voluntarii care se adună în jurul meu au aceeași părere și
au același stil de acționare, de a vin, de a fac voluntariat, pentru că văd niște nedreptăți și decât să stea și, nu știu, să comenteze pe internet, să zică că, uite, e murdar acolo, vin din dorința de, hai măi, să facem curat, asta este, decât să stăm, să așteptăm, alții să se scuze și să nu se întâmple nimic, mai bine fiecare pune osul la treabă și facem ceea ce e de făcut, atât pe din punct de vedere a voluntariatului, atât pe partea de mediu, pe partea socială și așa mai departe. Sunt mai multe domenii în care eu am acționat de-a lungul timpului pe acest principiu. De ce să stăm și să așteptăm? Pentru că dacă toată lumea stă și așteaptă ca să facă celălalt, nimeni nu va face nimic. Și asta e principiul după care mă ghidez eu și acest e principiul după care se ghidează și voluntarii care mi se alătură în aceste acțiuni. Și e foarte, sunt niște povești foarte frumoase și foarte motivante. Când vezi oameni care vin din anumite medii și doresc să ajute, sunt niște lucruri foarte drăguțe. Spun gurile astea bune, rele bune, că voluntariatul în România e pe cale de dispariție, dar fac o paranteză acum, zilele acestea, chiar cu o pic de subiectivism, să spunem așa, că sunt nu doar în județul Hunedoara, am văzut voluntari, am văzut voluntari din toată țara care au plecat acolo, în acea zonă care a fost afectată, spunem așa, centrul țării s-a mutat la Pechea. Spun unii că e campanie și că chiar dacă e campanie și ne folosim de asta, să ne gândim că rezultatul final e unul minunat. Oamenii aceia, nu că doar vor avea case înapoi, dragii mei, scapă de boli, pentru că tu ai activat foarte mulți ani la Crucea Roșie și dacă greșesc să mă corectezi. După inundații vin bolile și mizeria. Dacă nu ne curățăm locurile și nu se curăță locurile în primele zile, acolo va fi un focar de infecție. Campanie sau nu, că nu dăm nume, acei oameni s-au dus și au pus mâna pe lopată și au curățat lucrurile. Cred că v-ar luat exemplu cumva, că până la urmă, nu știu, e așa, să fii voluntar, fac o glumă, Diana. Oare putem face o școală de voluntariat? Crezi că am putea să... Hai să punem bazele, uite, m-am gândit eu acum, hai să facem o școală de voluntariat. Am putea, crezi? Nu zici rău cu școala de voluntariat. Mie mi se pare că voluntariatul e unul dintre motoarele principale ale, nu știu, lumii în care trăim. Pentru că populația crește din ce în ce mai mult, sunt anumite fenomene naturale sau sunt anumite lucruri care încet, încet ne fac să fim poate depășiți de anumite situații și atunci ar fi tot timpul bine să ai o mână de oameni gata, dispuși să ajute în caz de orice. Și asta este un lucru foarte frumos la voluntari și cei care au mers în județele Galați și Vaslui, pentru că dacă nu eram cu evenimentul, probabil și eu eram acolo. Am deci văzut că ai și share-uit la un moment dat pe pagina ei de Facebook. Nici nu s-ar fi pus problema, pentru că în momentul când te duci să ajuți altfel de oameni, te pui în pielea lor și ți-ai fi dorit și tu, ca la rândul tău, dacă ai fi pățit așa ceva, Doamne ferește, să ai o mână de oameni care vin lângă tine și te ajută. Fie că să faci curat, fie că să faci, nu știu, să-ți muți lucrurile, fie cu o vorbă bună, fie cu o haină, cu un aliment. Și, într-adevăr, ar trebui o școală de voluntariat, pentru că este o pantă foarte fină între pe partea de voluntariat, pentru că trebuie să ai grijă și de integritatea umană și este foarte important, iar ca voluntar te încarci cu foarte multe emoții și astea trebuie să înveți să te detașezi de ele, pentru că dacă te copleșesc emoțiile, nu mai poți face voluntariat. Trebuie să încerci să zdrămuiești energia și dorința de a ajuta, pentru că eu am ajuns la un moment dat în viață, într-un moment foarte copleșită de situație, mi-am dat seama câte cazuri sunt în Deva,
și eu nu pot să-i ajut pe toți. Și eram, eu nu pot să cred. Deci cum nu pot? Și a durat foarte mult în timp, până mi-am dat seama că trebuie să prioritizez cum pot și să înțeleg, să nu mă simt prost că eu pot ajuta doar oamenii respectivi sau că pot face, de exemplu, cu lezuit, pot face curat doar în anumite zone și să înțeleg că atât am putut face eu. Și dacă sunt, să zicem, guri rele sau așa mai departe... Bună, și le transmite toată dragostea. Da, da, așa. Îi invit să facă ei. Unde n-am reușit eu, ce n-am reușit eu să atingă, invit să facă ei. Pentru că dacă fac și ei, și eu, și așa mai departe, am trăit într-adevăr într-o lume mai bună, așa cum ne-o dorim cu toții. E foarte delicată panta asta a voluntariatului și nu degeaba zic pantă, că te ia cu tăvălugul când vine la vale. Sentimentul de vinovăție pe care îl vedem că alții pot și noi nu, și eu îl trăiesc foarte greu, am gestionat eu, de ce nu pot să fac voluntariat? Și pot, dragii mei, așa cum pot eu, chiar dacă nu m-am dus la pechea și n-am luat lopata în mână, exact. Alături de prietenii mei, tot respectul pentru cei care au plecat și vor mai pleca, pentru că se rotesc, e foarte greu să stai acolo, exact cum a spus Diana, e foarte greu să stai acolo pentru că te încarci cu emoții, muncă fizică foarte grea, eu am văzut și ce nu a apărut pe Facebook. Am văzut prin filmulețele făcute de... Am văzut că ați strâns alimente și la Simeria și aici. Da, Diana e mereu în prima linie și nu întâmplător spun asta că am îmbrăcat foarte mulți ani uniforma roșie de la Crucea Roșie. Rămânem în Let's Do It și nu spun la Let's Do It, rămânem în Let's Do It, că vreau să începem un pic să ne aducem aminte cu câți oameni ai început tu. La nivel național găsiți pe net toate valorile. Vreau să rămânem ancorați aici la noi acasă, în județul Hunedoara, să vedeți rezultatele la noi acasă. Le vedem și pe alea de la național. Dar aici, la noi acasă, cu câți oameni ai început, Diana? În 2018 nu aveam pe nimeni în echipa mea la lezuit și am reușit să, cu ajutorul primăriilor, să mobilizăm în jur de 2000 de oameni. Am avut sprijin din partea autorităților. Doamna Barabaș de la Agenția pentru Protecția Mediului a fost de la început un pilon pentru mine și un sprijin. Ea mi-a dat ideea cu să contactez primăriile și să încercăm să facem acțiunea comună și cât mai amplă. Și de acolo și rămas cumva, tot timpul avem o ședință organizatorică din 2018 încoace la ea, la agenție, pentru că e cumva, nu știu cum să explic, e motorul de unde a plecat, acțiunea de a devenit atât de amplă la noi în județ. Acolo a fost startul, a fost începutul. Începuturilor, de unde ați... Da. Erai, câți anișori aveai când ați început? Eu mi-am gândit că erai foarte tânără. 24 maxim, da. Cam așa, erați foarte tânără. Aveai și niște băieți care acum îți plecați, erau... Acum sunt studenți, da, i-am la lezduitor, trebuie să vină înapoi, că nu... Ce frumos, deci n-au plecat, în vacanță, da? Îi salutăm și îi așteptăm alături de noi. M-am întâlnit la un moment dat cu el, îmbrăcase din nou uniforma Crucea Roșie, tu încă mai erai la Crucea Roșie, de curând am aflat că nu mai ești. De fapt, atunci când te-am invitat la emisiune, mi-ai spus că nu mai ești la Crucea Roșie. L-am întâlnit undeva, era îmbrăcat cu uniforma de Crucea Roșie și mi-a spus că este de la Timișoara. Da. A fost președinte la Consiliul Elevilor sau ceva de genul. Da, au fost Sâncu, Vlad Sâncu, da, au fost foarte mulți voluntari la Crucea Roșie, mi-au trecut sute din voluntari prin mâini, de chiar sute, an de an, am format tot grupuri diverse, de ori adolescenți, ori adulți, care... Din păcate, nefiind Deva un centru universitar, merg la facultate mai departe, dar veneau în weekend-uri și făceam acțiunile. Oricum,
cei care suntem adulți, suntem angajați, cei care sunt la școală în timpul școlii, mai ales clasa 12, aveau probleme cu, na, pentru BAC, pentru finalizare, iar cei care sunt studenți veneau un weekend și cam marea majoritate activităților noastre de voluntariat se desfășurau un weekend, că atunci era toată lumea acasă. Acum aveam o vorbă cu lezuit. Cel mai mare ajutor a fost tot din partea voluntarilor mei de la Crucea Roșie. Paul a fost mâna mea dreaptă. Aveam o vorbă, ziceam că eu am două mâini stângi și el e mâna mea dreaptă. Cam așa e dinamica. Are 20 de ani. Mi-a centralizat toate datele din județ în timp real, l-a răspuns la mesaje, a făcut tot felul de statistică. Într-adevăr, e la IT, l-a ajutat și partea asta, că e la facultate. Sora mea s-a implicat anul ăsta și ea. M-a ajutat la distribuit, pentru că a trebuit să distribuim saci și mănuși în tot județul. Și când mi-am făcut un calcul, am zis, asta este în două zile, eu mă descurc, eu sunt foarte optimistă. Și după aia când mi-am făcut un calcul, eram în două zile, n-am cum. Și atunci am rugat-o pe sora mea, ea a mers într-o parte a județului, eu am mers în cealaltă parte și am distribuit la toate punctele de întâlnire voluntare să ne asigurăm că au saci și mănuși pentru aceștia, din cele ce le-am primit la nivel național. Nu am primit foarte multe, dar și primăriile au suplimentat, fiecare au avut, s-au gospodărit cum au putut pentru... Până la urmă s-a făcut curățenie pe raza teritoriilor unde ei activează și și-au luat rolul în serios, chiar au sprijinit foarte mult acțiunea, de la coordonare până la a participa cu voluntari pur și simplu și a cumpăra materiale. Mi-ai împărtășit la începutul emisiunii că anul acesta au crescut numărul de voluntari și au scăzut numărul de saci. Foarte da. Frumos. Ăștia sunt saci. Da, da. Da. Urât din partea noastră. Urât da. Din partea noastră. Să știți că ar trebui să punem așa rușinică. Am putea pune un carton. Rușinică nouă că suntem uite-ți scrie Georgeta Oprișa Radu, bună dimineața, felicitări Didi. O zi frumoasă. Oh, dar stai că e mesajul mult mai lung. Scrie, din păcate mulți nu înțeleg semnificația cuvântului voluntariat. Activitate desfășurată în folosul unor altor persoane sau al societății fără a urmări un câștig material. Mulțumim, adevărat. Da. O zi frumoasă cu multe zâmbete. Doamne ajută, așa e. Așa. Foarte frumos descris. Dacă aveți o părere, vă așteptăm aici la noi. Dacă nu astăzi, mâine sau în altă dimineață, să veniți să ne împărtășiți ce înseamnă să fie, cum înțeleg românii noștri voluntariatul. Eu sunt foarte curioasă. Am văzut o felul de comentarii în zilele acestea la diferite postări. Ideea e, ai avut mai mulți voluntari anul ăsta, în număr decât. Am văzut că sunt copiii de la Grigore Moisil, da, da. Ceea ce e foarte frumos. Aici, la DEFA, da. Au fost copiii de la Grigore Moisil, de la Pedagogic. Au fost câteva asociații de voluntariat. Pot să le... Da, poți. Așa. Alert în Deva. Așa, lui Dorela Mureșan. Lions. Așa, domnul Ilieș. Direcția Silvico a fost cu pădurarii, pentru așa. Că până la urmă pădura Bejan este a lor. Alor. Și și-au luat... Asta îmi place foarte mult, că fiecare instituție, pe lângă partea noastră civilă, ne-am unit cumva foarte frumos și armonios. Adică și-au luat rolul în serios. Adică e direcția Silvică, e pădurea mea, vin și eu să vă sprijin când faceți curat. Adică a fost o armonie foarte frumoasă în chestia asta. Trebuie... De la primărie a fost un club de tineri. Din deci păcate, la primăria Deva? Da, din păcate nu mai țin minte exact. Doamna Alina e coordonator. Cred că ceva cu centrul UNICEF, dacă am înțeles bine. Cred că nu a fost bine că am început să le nominalizez pentru că... Să nu le uit. Și acum mă simt vinovată că de emoție da, s-ar putea să fie uitat. Pe cineva. Da. Pompierii am văzut. Că da, la nivelul județului Hunedoara, pompierii, jandarmii, armata la Brad, adică au fost niște poze când le-am primit de la primărie de la Brad, erau, nu-mi venea să cred, arăta foarte frumos un jandar cu un pompier care făceau curățenie pentru noi, adică oricum genul ăsta din oameni care lucrează în MAI
oricum sunt în serviciul nostru și fac astfel de acțiuni. Sunt printre oamenii care chiar înțeleg voluntariatul, chiar dacă nu pare, chiar dacă, nu știu, să zicem, jandarmeria nu are o reputație foarte bună. Sau... Are o reputație minunată. Noi dar suntem sunt... să înțelegem. Exact. Da. Sunt niște oameni extraordinari care pun osul și fac astfel de acțiuni. Ei înțeleg mai bine decât mulți dintre corect. Noi partea de voluntariat. Isul la fel. Pentru că nu mai vorbim ca așa. Și poliția la fel. Da. Sunt niște oameni minunați și chiar ne-au ajutat și ne-au sprijinit în acțiunea asta. Asta este chintesența, că toată lumea a pus osul la treabă, indiferent cine a fost. A fost și doamna prefect, doamna Doris Visirin, a fost și a făcut curățenie aici la Deva. Primarii în fiecare localitate au fost primii care au dat drumul să se facă curățenie. Asta a fost iară un lucru frumos. Copiii de la școli au fost cei mai adorabili și cei mai drăguți de privit voluntari care au participat. Nu că nu toți ar fi fost drăguți de privit, dar au fost cei mai simpatici. Au fost și oameni simpli, care nu au venit din partea unei, nu știu, grup. La Deva este Alexandra, o voluntară foarte simpatică. Eu a fost anul trecut că o văzut pe Facebook și a venit anul ăsta cu o gașcă. Ce frumos! Că o văzut din nou pe Facebook. Și asta a fost un lucru foarte, foarte frumos, că na, școala a fost adusă, adică profesorii în coordonare, dar faptul că au venit doar că au văzut pe internet, asta mi s-a părut un lucru foarte, foarte frumos. O vedem și pe doamna Baraba și o pus în spate, Rosi, dai rog, din suflet, o vedem și pe doamna Georgeta Baraba și acolo în poză, a fost cu voi alături și pe teren. Ce frumos! Foarte frumos! Asta, ceea ce îmi place la Let's Do It e că de la mic la mare, odată pe an, toată lumea face curățenie și în județul Hunedoara de câțiva ani chiar se ține cont de chestia asta. Și îmi place foarte mult că s-au creat o comunitate în jurul lucrului acesta și ideea asta de toată lumea face curățenie, încât chiar toată lumea este la voluntariat. Sâmbătă am o colegă la servici care e din Petroșani și m-a sunat luni și face: Tutiana, în Valea Jiului toată lumea era pe străzi cu saci, nu înțelegeam ce se întâmplă. Ce frumos, da. Foarte frumos. Adică eu te-am auzit vorbind, dar nu venea să credești. Când am văzut, tu ai făcut asta, toată lumea în Valea Jiului face curat. Nu eu singură, dar da. Dar tu ai dat tonul. Am dat Există tot. Un dirijor la orice orchestră, dragii mei, așa cum și la Orchestra Profesionistă Drăgan Muntean există un dirijor pe care îl salutăm, așa cum domnul profesor George Câlțea ne duce într-o lume a muzicii, uite, Diana ne duce într-o lume a faptelor bune. E foarte frumos. Roxana Șoldană scrie: felicitări, Diana, apreciem întreaga ta implicare, salutăm și pe domnul Enea. Adriana Furcă ne scrie: bună dimineața, 8 zi binecuvântată, cu multă sănătate, poftă bună la cafea, felicitări, stimă și respect invitatei dumneavoastră, vă mulțumesc anticipat, pupici dulci, Doamne ajută, mulțumim, doamna Adriana Frucăte, Roxana, prietena ta, te încurajează. Bună dimineața, Nea Vasile, instructorul de la Hațegana, e alături de noi, am spus noi și am văzut-o mai devreme și pe soția lui alături de noi, Daniela, te salutăm. Foarte frumos, oameni de bine, pentru că și ei lucrează cu copii prin prisma meseriei lor, prin prisma jobului și a dăruirii până la urmă, că ar putea să se pensioneze și rămâne să învețe pe cei mici doi stânga, doi dreapta. La fel și la tine. Tot copiii îți rămân la suflet că ei învață doi stânga, doi dreapta, trie sacul. Mami, asta unde o pun? Parcă aș vrea să văd într-un film real. Adevărat, draga mea, e normal ca tu să ai un respect deosebit pentru cei care îmbracă uniforma militară, pentru că, teoretic, și practic ai fost crescută de ei, că te-ai alăturat acestor oameni minunați foarte devreme în viața ta ca și voluntar de la Crucea Roșie. Da, exact, exact. Chiar am întâlnit-o pe Anemona zilele astea și sper să i-am și lansat invitația să vină să ne povestească ce înseamnă să duci o viață îmbrăcată într-o haină militară. Mai devreme sau mai târziu, tot militară e și haina Crucii Roșii. E foarte greu, e normal să ai un respect deosebit față de ei.
eu l-am nu prin prisma, l-am pentru că îi iubesc și știu că atunci când jandarmeria iasă pe stradă, iar o să fiu criticată, știu că pot să trăiesc liniștită și pot să traversez această țară și acest oraș de la un capăt la altul. Nu merg mult în devasta, dar avem oameni care ne păzesc și eu le mulțumesc și le spun de fiecare dată când am ocazia. Sunt foarte fain. Teatru de artă, uite, Melinda ne salută. Diana, mergem la Crușa Roșie. Vrei tu, nu vrei, face parte din viața ta. Mai dă-ți o dată părul de pe la valiere. Așa, iubita, că bruiem pe cei de acasă. Nu trebuie să ai emoții, trebuie să încerci să ne povestești. Și vreau să mergem în copilăria ta. Da. Primele tale acțiuni la Crucea Roșie, cum au început? De ce Crucea Roșie? Puteai să faci, iubita, orice altceva, ai o pregătire, puteai să te duci către un job, să spunem așa, așa cum spun unii, puteai să faci orice altceva, dacă tot o spune, hai să spunem. De ce ai vrut tu să te alături celor care au făcut voluntariat la Crucea Roșie și ai făcut-o, har Domnului, cu succes. Ștrandu, dragii mei, cei de la Ștrand, în tot felul de demonstrații, ai făcut voluntariat pe salvare, am văzut de foarte multe ori, ați mers în foarte multe sate, ai participat la tot felul de coduri roșii din județul Hunedoara, te-am văzut de foarte multe ori. Ia o gură de apă și du-te în copilăria ta, dureros, e adevărat, că e o bucățică din tine. Se zice că orice șut în fund e un pas înainte. Da. Așa. Voluntariat am învățat cumva de acasă, din familie. Și din stilul ăsta de a crește la țară. La țară, în comparație cu cei de la oraș, ne ajutăm între noi și nu există conceptul de ăla e al lui vecinul. E, nu știu, să dau un exemplu, vine ploaia, vezi că strânge fânul, păi te duci să-l ajut să strângă fânul, să nu-i plouă pe fân. Cam asta a fost copilăria mea, cu ce am crescut și cum am pus bazele voluntariatului. Apoi am mers la facultate, acolo am făcut puțin voluntariat. În liceu n-am fost cel mai cuminte elev, am fost un pic năzdrăvană, pot să zic, am dat emoții părinților mei, dar am ieșit bine, cum ar veni. Iar la facultate am descoperit voluntariatul, ușor, ușor. Când am venit undeva în 2016, m-am decis să rămân în Deva și să mă întorc să fiu alături de familia mea. N-aveam ce să fac. Am venit, mi-am găsit un job, mergeam la servici și veneam acasă. Și mi se părea că era așa un pic tristă situația. Mergeam și la țară, ajutam la una alta, nu era printre activitățile mele preferate, da, așa. Și am găsit din într-o întâmplare Crucea Roșie pe Facebook. Le scrisesem un mail încă din liceu că vroiam să vin în... Dar atunci nu am fost recrutată. Și am venit, am cunoscut-o pe Irina Tot, dacă o mai țineți minte. Cred că da, mi-aduc aminte de... Dar unde a dispărut? E și ea, doar că au fost mai mult cu serviciu și așa mai departe, s-o retras puțin din activitate. E acolo, e în conducere în continuare, e vicepreședinte, dacă nu greșesc. Dar încet, încet s-a retras. Partea asta de voluntariat te mănâncă cumva, nu partea de voluntar în sine, dar partea de coordonare. Te mănâncă cumva spiritual, nu știu cum să explic, dai o partidă, sufletul. Sufletul îți plânge. Da, pentru că este foarte greu să spui anumitor persoane că nu putem face totul, să pregătești anumite persoane, să pregătești voluntari, să-i aduci la un stadiu, să-ți plece la facultate, adică fiecare lucru, fiecare voluntar care mi-a plecat la facultate și știu asta, mi-a plecat cu o parte din sufletul meu. Adică, da. Și atunci e greu și nu poți face la infinit partea asta de coordonare a voluntarilor și a unei activități de voluntariat. Și în 2016 am ajuns și am cunoscut-o pe Irina. Încet, încet am făcut activități
Și dintr-una într-alta am ajuns la ce este Crucea Roșie acum. Am ajuns, să zicem, prima acțiune care a fost cumva coordonată de mine, la care a fost partea de ajutare pentru sinistrați. Dacă tot vorbim, erau ceva inundații și atunci foarte mari și strângeam ajutare pentru a le transmite la sinistrați. O chestie foarte marcantă care a fost acolo, ori venit doi copilași de peste linie, veniseră la noi și întrebau pentru ce strângem bani. E o poveste foarte drăguță, copiii aia v-ar fi în suflet mereu. Și ne-a întrebat pentru ce strângem bani. Și unul dintre copiii, Andrei îl cheamă, are, acum cred că are vreo 14 ani, deja e mare, a venit și ne-a donat un leu, că a zis că el nu are apă în casă. Și asta a fost un lucru care pe mine m-a... Deci nu pot să vă descriu în cuvinte. Și cum am început acțiunile, am început de acolo, ori început. Le-am cumpărat niște pistoale cu apă, s-au jucat pe centru. La final m-au întrebat dacă pot să-i duc acasă, dacă pot să-i adop, dacă nici nu... I-am dus acasă peste linie și am dat de ce se întâmplă acolo. Au fost un șoc, n-am să vă mint, pentru prima dată, trăiam în Deva, sunt în mijlocul nostru, dar sunt niște oameni foarte primitori și calzi și minunați și merită mai mult. Merită mai mult. Și am dus acolo, au venit câțiva copii, mi-au spus că, no, că e Diana de la Crucea Roșie și acum dacă mergeți acolo e Diana de la Crucea Roșie. Toți știm de Diana de la Crucea Roșie. Așa. Și unul dintre frații lui mai mare, Armand, a venit și a spus, da, nu ne aduci niște caiete că începe școala, un caiet și un pix măcar. Uai, mi s-a rupt sufletul. Și am făcut, atunci din banii mei și a câțiva voluntari, am strâns pentru caiete. Pentru caiete. Da. Și le-am dus ceva, 50 de ghiozdane am făcut, de rechizite. Am încercat să facem o statistică, cât sunt acolo și așa mai departe. Le-am adus ghiozdanele, au fost foarte, foarte bucuroși. Iar unul dintre copii a venit, nu vii și după școală. Să facem lecțiile, că la mătuș are o masă atât de mare și putem învăța acolo. Din nou, cam topit. M-am topit, n-am avut ce face și am găsit, nici nu mai știu, unele lucruri, nici nu mai știu cum s-au întâmplat, sincer, că toate au mers dintr-una într-alta și s-au legat. Am găsit la primărie un adăpost de noapte, unde jos au o sală de mese și adăpostul deschide doar la 7 și până de la 5 la 7 ne lăsau în fiecare sâmbătă să mergem acolo și să facem educație non-formală cu copiii, tot felul, cu voluntarii mei de la pedagogic, veneau cu tot felul de materii, dar nu numai de la pedagogic, și de la alte licee și le predam, nu știu, cum să te comporți în societate, cum să, nu știu, vopsești un nou, cum să împletești un păr, cum am avut și câteva exemple, veneau oameni care au reușit să iasă din astfel de medii și le dădeau un exemplu de viață, cum prin fotbal, prin muzică, prin diverse activități. Încet, încet au crescut această activitate. Am avut voluntari, am avut coordonatori, am reușit să ajungem, au mai fost alte ONG-uri care ni s-au alăturat pe parcurs, au devenit cumva, din nou, 2018 se întâmplă, au devenit cumva una dintre activitățile noastre principale și dintr-una într-alta tot timpul reușeam să facem mai multe lucruri și diversificam. Apoi ne-am dus și la Orăștie, este centrul casele familiale de la Orăștie. Am dezvoltat același lucru și acolo, la Orăștie. În paralel, participam, având nevoie de mulți voluntari pentru ziua de sâmbătă, ori la Orăștie, ori la așa, am adus din ce în ce mai mulți voluntari.
la un moment dat aveam și peste 100 de voluntari. Doamne, ce frumos! Și aceștia aveau nevoie de activități. Nu puteau fi doar sâmbătă. Nu se pretau toți pe activități sociale. Și atunci am dezvoltat mai mult. Pe partea de sport, pe partea de prim ajutor, pe diverse domenii de activitate am făcut voluntariat. Nu știu dacă ați văzut și cu... Săptămâna asta e Săptămâna Europeană a Sporturilor. Anul ăsta, din păcate, n-am putut participa, dar participam cu voluntari care ajutau la... cum îi zice, la evenimentul în sine, fie că acordau prim ajutor, fie că supravegheau copiii când trăgeau cu arcul sau așa mai departe. Și, na, cam asta e Crucea Roșie, încet, încet ce s-o format. Da, eu mi-aduc aminte pe vremea când Corina Butnariu, pe care o salut și spun încă o dată că o iubesc, mi-e tare, 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 tare dor de ea, mi-aduc aminte că voi colaborați prin prisma Ștrandului, pentru că ea a condus era și la Ștrand. Perioada, deci o să uit și de asta, de toate activitățile. De toate activitățile. Eu mi-aduc aminte de foarte multe ori când Corina a apelat la tine și voi ați răspuns mai devreme sau mai târziu prompt cererilor. Mai avem 10 minute de emisiune, dragii mei. Emoțiile Dianei au crescut în loc să scadă. Să știți că e foarte emoționată. O salutăm pe Alina Monica Cărmăzan. E alături de noi, ne spune bună dimineața, o mamă foarte, foarte faină, care m-a surprins. O altă poveste frumoasă de viață pe care cândva o să o povestim aici la De ale dimineții. Pentru că merită, la fel ca și Diana, are așa o dăruire aparte. Nu știu unde au găsit ei resursa, eu tot caut, e vreo fântână pe undeva, de unde bem o gură de apă, să prindem curaj, să fim mai buni și mai îngăduitori. Nu știu, poate găsim sursa fericirii până la urmă. Ce zici, Diana? Găsim? Găsim. Fie este în fiecare și voluntariatul și ajutorul nu e neapărat să mergi acolo fizic, poate fi și într-o distribuire pe Facebook. Să faceți o emisiune și să vorbiți despre asta ca să aduceți cât mai mulți oameni să o facă. Poate fi și o coordonare și o statistică și aia este foarte important. Sunt foarte multe părți ale voluntariatului care sunt importante. Fiecare se găsește și ar găsi ceva de făcut și fiecare face ceva. Poate unii nici nu-și dau seama, dar fiecare în parte face ceva spre voluntariat. Nu am făcut voluntariat conștient niciodată. Așa. Mi-a culpa. Dar am făcut voluntariat prin, și din nou amintim pe Corina. Corina, eu mi-aduc aminte de la începuturile prieteniei noastre că era mereu voluntarul de serviciu. Ea era mereu prima și pe metereze, pe unde se organizau la orăștie. Eu am locuit acolo, lumea știe, Corina era mereu primul voluntar care se înscria și prin prisma prieteniei și a vieții mele lângă ea, de-a lungul anilor. Am înțeles ce înseamnă voluntariat, pentru că nu am făcut voluntariat conștient niciodată. Adică eu n-am plecat de acasă niciodată și de multe ori mă simt vinovată. Ba chiar nu știu să spun, astăzi merg să strâng și eu o sticlă de plastic de pe stradă. Nu promit că o să vin, că eu cam ce promit, din punct la dansuri n-am ajuns, la teatru n-am ajuns, pentru că așa e viața uneori când ești jurnalist. Edi ne scrie, bună dimineața, bună dimineața, Edi. Să le faci poze frumoase la voluntari, Edi fotograf, fotograful, prietenul nostru. Edi Negrea, Negrea sau Negreanu? Negrea, Edi Negrea, draga mea. Ai plecat de la Crucea Roșie, nici mai contează de ce, că ai spus că nu spunem. Na, nu spunem, dacă ea nu vrea să spunem, presupun că o să spună la momentul potrivit, pentru că niciodată lucrurile nu se întâmplă fără un scop în viață, nu există întâmplător. Mi-ai povestit că tu ești inginer de mediu, da? Da. Bun, ok. Și acum lucrezi, nu putem să-i dăm numele. Să știți că la Let's Do It au fost și oamenii de la un supermarket, nu-i uităm, le mulțumim, dar nu putem să le dăm numele, că nu ne lasă, nu trecem pe la caserie, noi vrem să-i lăudăm, nu să le luăm banii.
nu putem să spunem firma la care lucrez, ca titulatura ei, dar se ocupă cu conservarea și închiderea minelor. Și închiderea minelor. Da. No, tragică povestea asta cu închiderea minelor, nu cred că am hotărât-o eu sau Diana. Da, cred că s-a hotărât la nivel european, acolo unde e doamna aia cu ursula urșii, peștera urșilor, nu, ce vreți, autostrada care nu merge, nu avem noi treabă cu ea, că ea e pe treaba ei acolo, nu o judecăm noi, o va judeca Dumnezeu într-o zi. Nu cred că noi am hotărât sau ține de noi să hotărâm, închidem sau nu, dacă noi închidem sau nu minele. Ceea ce trebuie să înțelegem, că mai devreme sau mai târziu, aceste mine ar trebui redate comunităților sub o formă țară, sub formă de muzeu, sub formă de... spunea la un moment dat domnul vicepreședinte Alin Țambă sau domnul vicepreședinte Ion Bădin, nu mai știu care dintre ei, sau chiar domnul administrator Costel Avram, că minele de la Petrina la început au vrut să le conserve, să facă niște săli de conferință, că era așa un moment de mult, s-a și ținut Opera Night acolo în complexul acela, am înțeles, și acum se îndreaptă spre altă destinație, că vor deveni, sau spunea, dar sunt convinsă că domnul vicepreședinte Alin Țambă, el a spus, poate că peste 20 de ani cineva, dacă vor fi bine conservate, le va folosi la altceva. Să înțeleg că tu cu asta te ocupi, da? Da. Cumva manageriezi partea asta. Da, sunt... În contradicție sufletească, cumva, să înțeleg eu așa. Da, este foarte important și ceea ce facem noi, pentru că trebuie monitorizate, pentru că prezintă un risc atât de mediu, atât pentru siguranța populației, adică nu poți să spui că le-ai închis și le lași acolo, nu le mai faci nimic, sau cele care încă nu sunt închise, trebuie monitorizate, trebuie cineva să fie acolo să vadă, nu știu, se creează ravene, alunecări de teren, sau conuri de surpare, se surpă galeria pe interior și Doamne ferește să cadă cineva. Deci lucrurile astea trebuie monitorizate. Eu sunt în contradicție cumva și nici nu o să-mi spun neapărat părerea, dar în ideea că eu mă asigur că cine se decide, orică le deschide, orică le face, ele să se păstreze la nivelul la care sunt acum, ca să nu se poată să vină, ori să le deschidă, ori să le închidă. Cam asta este ceea ce fac eu la servici. Și e un lucru care îmi place foarte mult. Jumate e partea de teren, jumate e partea de scris raportări și de făcut ce se face într-un birou. Când merg pe teren, eu mă încarc așa sufletește, mai ales pe aici prin zona Alba Iulia, mama este de la Zlatna. Ce frumos! Și am colegi prin teren și mă întâlnesc cu ei și sunt niște oameni așa minunați și te încarci frumos cu energie de la ei. Adică e greu, te baci prin nămol, plouă, tună, fulgeră, trebuie să mergi, trebuie să verifici sondele, trebuie, sunt mai multe lucruri. Dar și te întâlnești cu oameni minunați și vezi o dată pe lună, o dată la nu știu cât timp și sunt tot felul de povești. Am căzut și eu și colega mea, ne-am umplut de noroi, este o chestie, eu sunt director, un lucru care vreau să-l subliniez așa. Așa. Și sunt femeie și am 30 de ani și nu este un lucru foarte, foarte ușor. E ușor să fie luată peste picior în poziția în care sunt eu, dar am experiență, de 8 ani lucrez în domeniul ăsta, am muncit de jos, cum ar veni, până să ajung aici. La firma care am lucrat înainte, era una dintre firme care are contract cu această firmă, îi prestează servicii de monitorizare. Am fost de la portar. Când a fost o situație în care n-am mai avut portar, ne-au pus de la servici. Am fost și la poartă, am fost și la secretariat, am fost și la achiziții că a fost nevoie, am fost la administrativ dacă a trebuit ceva. Adică eu cunosc toți pașii până să ajung, în timp de 8 ani m-am format și cunosc toți pașii până am ajuns unde am ajuns. De aceea mie mi-e foarte dragi și oamenii, pentru că au fost colegii mei, acum nu s-au schimbat cu nimic ca noul meu statut față de ei. Și de aceasta și îmi place activitatea, pentru că o știu de la cel mai mic detaliu până la cel mai înalt nivel. Nu e ușor. E greu, partea asta de impunere mi-e un pic mai greu și de respect.
un minerit este poate un pic misoginism. Da, sunt mai duri, că e o lume a bărbaților. Sunt mai duri, e o lume a bărbaților. Dar încet, încet am o colegă la București, nu mai lucrează cu noi, dar a fost foarte simpatică. După vreo, nu știu, două luni a mele la servici, că noi aparținem de București, a zis că ești ca într-un un unicorn. Eu, în lumea noastră, eu n-am mai cunoscut ceea ce ești tu până acum, pentru că nu, cu zâmbet pe buze îți spun și ce trebuie să faci neapărat, că altfel nu discutăm, dar și dacă ai greșit cu ceva, că mai sunt o felul de situații, lucrăm împreună și o rezolvăm, adică nu există că acum te-am tăiat, gata, tu ești vinovat și ne-am oprit acolo. Nu! Ai greșit, gata, trecem peste. Hai să vedem ce e de făcut să îndreptăm problemele. Vorba Corinei, că o pomenesc din nou în această dimineață, zicea, nu avem o problemă, avem o situație. Iubita, deja rulează scrollul, emisiunea s-a terminat, trebuie să ne luăm la revedere. Am înțeles. Veronica Vârșani ne spune bună dimineața, Edi, fotograf, Edi Negrea ne spune dacă e nevoie, fac cu mare drag. Deci ai și fotograf la voluntari când ai data viitoare nevoie. Diana, poate că nu reușim să îți spunem de fiecare dată mulțumesc, un sincer mulțumesc pentru tot ceea ce faci, pentru noi, că cei care trăim într-un mediu mai sigur, pentru că atâta timp cât tu ai ajutat să se strângă o mână de oameni minunați, să ne adune gunoaiele noastre, noi cu siguranță trăim într-un mediu mai curat. Și eu îți spun un mulțumesc foarte sincer în numele tuturor cetățenilor care sunt așa în asentimentul meu și să știi că sunt mulți tare. Chiar dacă nu reușim noi să-i vedem și să-i salutăm pe fiecare dintre ei, dar să știi că sunt foarte mulți oameni cu suflet bun, indiferent de culoarea politică, și eu sper că mai devreme sau mai târziu să ne dăm mâna și să lărgim așa cer cu prietenie aici în județul Hunedoara, pentru că suntem oameni faini, foarte mulți dintre noi am mai găsit și mai găsim și mai cere în ajutor, strigă Ioana, poate între două știri și o emisiune fugim și noi alături de tine. Să rămână încă o dată și îți doresc mult succes și să știi că te mai aștept la Deale dimineți. Eu vreau să mai facem emisiuni și vreau să-mi găsești câte un voluntar doi cu care să vii, să împărtășim, să arătăm oamenilor că există oameni cu suflet bun. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Aici ne luăm la revedere, dragii mei, cu sufletele așa pline de bucurie, pentru că atunci când vezi oameni minunați și ai alături de tine oameni minunați, nu poți decât să te încarci, să înflorești, chiar dacă e toamnă, pică frunza, dar nu contează, noi înflorim. Lumina din sufletul nostru pe care a pus-o Domnul nostru Iisus Hristos crește și înflorește și așa luminează pe toată lumea. Până mâine dimineață, când sper să găsim pe cineva care să ne învețe să programăm ceva. No, ce om programa mâine dimineață? Nu știu. Dar știu pe cineva care știe cum să învețe pe ceilalți să programeze. Dacă vreți să aflați despre ce e vorba, veniți, nu rămâneți. Veniți din nou alături de noi mâine dimineață aici la Deale Dimineții la Hunedoara 1 TV. Și până atunci nu uitați, noi emitem și de la ora 16. Colega mea Petronela Tămaș e cea care e prezentă pe micul ecran alături de dumneavoastră și știrile Hunedoara 1 TV de la 17:40. Ne vom mai schimba câte ceva de la 1 octombrie. Până atunci, haideți alături de noi să vedeți cu ce schimbări venim. Toată echipa lucrează. Vă iubesc și ne vedem mâine dimineață.